cele mai bune prețuri la cele mai noi jocuri, chiar acum pe K4Games, link în descriere. Bine ați venit, oameni buni, la un nou episod din seria noastră de Minecraft Low Life. Astăzi o să îl batem împreună cu Pink, care în momentul de față e undeva pe la casa lui pe acolo. Stați așa că aș vrea să văd, gen, să-i văd casa lui Pink dacă eu văd aici. Da, tot nu eu văd, dar e pe acolo undeva, știți voi unde stă Pink. Vrem să-l batem pe Luca chat, știți foarte bine că obiectivul nostru chiar din episodul anterior a fost ăsta. Să mă dau drept aliat cu Luca și de fapt să merg să îl omor cu Pink. Și asta o să se întâmple astăzi, am vorbit cu Pinkanu, o să ne adunăm aici un pic. Și mi-a zis el că vrea să mergem să facem un pic dezastru pe la casă, că din ce am înțeles e explodat podul. Bine, de fapt, da, știm că e explodat podul de acolo, că gen ne-a zis Luca că o să explodeze podul. Așa că l-așteptăm pe Pincan și o să mergem și o să-i faci și noi ceva lui Luca, după care o să mergem și o să-l luăm la bătaie. Sunt pregătit cu toteme, cu poțiuni, cu armură, gen, da, e ok și armura, e reparată full, e totul absolut perfect. Uitați să lăsați acolo un mare like, nu uitați de Dani BH, cod de 10% pe K4Games, acolo cele mai șmechere jocuri. Și hai să-i dăm drumul la videoclip, zic, o să fie un videoclip miștor rău de tot. Cred că o să vă placă și vouă și mie, gen. Stai acolo, stai departe. Stai departe, că dacă nu stai departe, mă arunc. Mă arunc? Vrei să mă arunc? Da. Dacă te ajut și eu dacă vrei. N-aș vrea să mă... Nu. Da, bă, că e doar apă. Bă, mă deci, filmezi? Dani, mă filmezi? Da, te filmezi. Da, stai așa. Cum era aia? Zi, vrei boschet, tragem... Vrei basket, tragem-mă de boschet. Aia zi-o înainte să te arunci. Fii atent, merge secundele. Da. Deci tu filmează acolo în jos, da, să se vadă acolo filmezi, pe cameră, da? Da, deci fii atent. Dani sare de pe pod. Dani sare în fântână. Vrei basket? Trage-mă de basket. Bă, Dani, trebuie să mai sari o dată, că eu mă uitam la tele... Au, am căzut și eu. Hai, gata, că nu mai sar niciodată, lasă-mă pace. Cum? Trebuie să mai sari o dată, dar peste 10 ani. Bine, merge. Bă, Dani, tu ai văzut ce mi-a făcut Luca Luc, mă? Bă, am văzut, bă, deci fii atent, bă, Pink, hai să zic repede care e la planul. Deci fii atent, m-a chemat Luca, mi-a zis să mă aliez cu el, ca să venim să te batem pe tine, căci care l-a luat bătaie cu lectură. Și eu am zis lui Luca, bă, da, fii atent, mă aliez cu tine ca să-l batem pe Pink, că am vrut să-l duc acolo la tine la cufere, unde erai și tu, și când intra acolo direct să-i dau bucată să sar și eu pe el și tu, gen, știi, adică mă dau drept aliatul lui, dar de fapt sunt dușmanul lui, știi ce zic? Deci tu vrei cumva eu să stau acasă și să te aștept cu el, dar vino încoace să-i facem o șmecherie prima dată, ia vino să-i spargem casa. Păi de ce că ți-a spart podul. Păi el mi-a spart podul, bă, dar care-i faza cu... Cu cuburile de cupru lăsate acolo. Sunt puse la oxidat de Blushman. Da. Asta. Și de ce le-a pus la 10 km distanță una de alta? Că se oxidează unul mai repede. Really? Da, dacă le pui una lângă alta, genul se oxidează atât de repede precum dacă le-ai pune la distanță. Mă, ce se aude, mă, acolo? Cântă păsările, mă, ce să fac? Mă, n-am ce să fac. Cântă păsările, le-a apucat cântatul. Acum e corul, e ora de cor. What is this? Poțiune de instant health? Bă, sincer, eu o să iau poțiunea aia. Uite ce gunoaie pe aici, gunoaie. Dar ia să vedem, o gaură acolo. Vrei să-i dăm gaură aici. Și o gaură aici. Hai să-i spargem cu geam, Da, tu îi spargi sticla, e ok. Eu voiam să-i sparg doar lemnul, dar poți să spargi și sticla. Bun. Da, bă, nu, eu îi sparg geamurile. Un Schweizer vreau să fie. Un ce, mă? Înțelegi, Dani? Un Schweizer. Brânza aia. N-am, nu știu, dacă eu sărac, mă, Pink, nu știu de-astea. Păi și eu, tu crezi că eu cumpăr brânză de aia cu găuri? Brânza mea n-are găuri. Mă, da, mamă, tu-i spargi sticlă. Bă, sparge-i lemn. Te, mă, că și sticla-i scumpă, bă. Bă, dar de ce m-am bătut cu el și el s-a gândit să se ia de podul meu? Așa ceva mi se pare ireal. O să iau lemnul ăsta de aici. Lemnul ăsta de aici, gata, vine cu mine, s-a terminat. Da, merge. Eu i-am dat pe aici niște găuri în tavanul ăsta. Ce-o fi asta? Nice. Hai că cred că îi ajunge. Stai așa. Nu mai dăm. Vino încoace. O să-i stic plantele astea. Să-și pun altele. N-ai un TNT la tine? Că mergea un TNT așa. Nu, n-am un TNT. Dar uite că m-am dus să fac o grămadă de poțiuni de-astea de putere. Dar îmi trebuie, cum îi zice, glowstone, cred, nu? Ca să le fac de-alea mai bune. Da. Mamă, și nu știu dacă am de la.
Am trebuit să stai să-ți repar podul ăsta, mă, cât ai muncit la podul ăsta, vă ping și acum... Păi da, și a venit Luca și a zis, nu TNT, uite-te la mine, sunt gras. Exact așa a zis. Deci sunt sigur că așa a făcut când a pus TNT-urile astea, s-a crezut el bun. Bine, bro. Da, 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 eu cred că îl dovedim azi, gen. Uite aici ziceam eu să... Că faza era că el, gen, voia să vină pe ușă și a zis că blochează el ușa ca să n-ai tu pe unde să fugi, știi? Și a zis că el în momentul în care intră, o să fac eu chestia aici la ușă, gen, bam, pun astea două aici, nu are cum să le spargă. Și aici stăm și dăm din bun cap, deci mom, mom. Și dar dacă faza sare că... pe gaura asta, nu știu, trebuie să... Faza e că dacă sparge două blocuri, gen... Păi aia e, dar poate se panichează și dacă sparge două blocuri, alte blocuri, oricum o să piardă mult timp și dăm tare în el dacă e. Sau când vedem că vrea să iasă sau ceva, ne băgăm în fața lui să nu poată să spargă, știi? Da, unul îi dă și altul... Da, exact. Uite, fire resistance și strength 2. Asta e bun. Eu înțeleg că i-am făcut lui gaură în tavan, dar tu de ce ai gaură în tavan? A venit amicul și a zis, stai că fac eu o șmecherie și a făcut o gaură în tavan. A, bun, da, mergi, îmi place. Plus 3 atac damage, plus 6 atac damage la ăsta, mamă. Bă, dar, mamă, stai că mai am de făcut o chestie, ia stai așa. Tu ai strâng de 3 minute, eu am un minut jumate, bă. Păi, da, meu e 3, nu-l faci mai lung. A. Mamă, am 3 Enchanted Golden Apple-uri și o să fac și 9 mere normale. Bă, este așa, dacă e de bătaie, uite, scap de târnăcoape. Nu, stai, o să-mi trebuiască un târnăcop. Poți să-mi dai și mie un măr neînceantat dacă vrei. Uite, ia de aici unul. Să rămână. Mamă, o să ne trebuiască Diamond Axe? Nici nu știu. Eu l-am pus la de netherite cu mine. Adică, mă rog, axe-ul, dacă poți să ne trebuiască. Că nu știu dacă să-l țin. Vreau să țin cât mai puține chestii în inventar, știi? Bă, nu cred că ne trebuie axe-ul totuși. Nu știu ce o să se întâmple, asta zic. Da, mă, că dacă suntem doi, îl dovedim, ești nebun. Păi da, dar dacă se urcă într-un copac și trebuie să tăiem copacul, asta zic. Păi am eu, în caz de ceva. Lasă-ți tu și îl păstrez eu. Lasă-mă că le iau și eu. Bă, dacă eu chiar n-am... Bă, eu ce fac? Fac poțiuni de astea de 3 minute mai slabe? Hai că fac de astea mai slabe, ce merge să fac? Am una de strength 2, iar celelalte o să le fac de strength 1. Actually nu le fac pe toate, deci o să nu cred că îmi trebuie atât de multe. Bun, am și fire resistance și instant health. Așa, și merele aici. Bă, uite, ai niște ender perle să ai la tine în caz de trebuie să fugi puțin, să te regrupezi, știi? N-am. E o idee bună să ai niște perle la tine dacă e. Păi și ai tu pe aici? Nu, am avut două și atât. Am eu 4 acasă. Să mă să le iau, a? Da. Bine, hai că mă duc. Hai că am rezolvat și eu cu ăsta. Păi ce facem? Acum trebuie să vedem când intră Luca, că eu sunt cam gata. Dar fii atent, dacă se sparge armura, să ți-o dai jos de pe tine când mai are puțin, că nu merită să pierzi armura. Măcar dacă mori... Păi da, dar mă bate el și mi-o ia după aia, gen. Păi da, da, nu, gândește-te așa. Dacă mori și îți pierzi și armura e nașpa, așa dacă o ia el, poate o mai lasă sau poate n-are timp să le ia pe toate că îl bat eu, adică, Bă, dar armura mea gen e full, adică... Bă, și a mea, dar ai văzut că chiar se strică la un moment dat. Dacă ai de aia, cred că se strică dacă și mai repede. Dacă ai tor, se strică mai repede decât se strică normal. Mamă, păi și atunci... Păi asta e chestia, că toteme o să tot avem, dar o să ni se strice armura la un moment dat. Și mă gândesc că el dacă are torns, o să-i se strice mai repede decât ni se strică nouă, dar pe noi nu lovește înapoi când dăm în el și cred că o să ne strice și nouă. Da, dar nouă nu o să ne strice la fel de mult, mi se pare. Păi da, dacă ne luăm hit, oricum se strică și la noi. Chiar dacă... Nu știu ce. Hai că vedem, mă duc să-mi iau perlele și îl chem pe Luca și aia, vedem ce-o. Da, cheamă și zi, unde să stau, acasă? Da, stai aici la cufere, gen. Stai la cufere. Pe aici, gen, da, fix aici. Este timpul să băgăm un pui de somn. Mergem acasă, ne luăm perlele și dăm mesajul Luca să vină să îl batem efectiv, gen.
Hai să vedem, o luăm pe aici așa frumos. Bam, ok. Și în teorie ar trebui să ajungem destul de repede acasă. Bă, vă, cam aici n-am mai schimbat nimic pe la casa asta, gen. Zic că poate și fac și ea altă casă, gen, dar nu cred că vor să-și facă altă casă. Cred că vor să stea doar în casa asta. E de înțeles, na. E normal, e casa lor, e prima lor casă. E ceva normal să vrea să o păstreze. Dar vă că au ieșit toate vacile, deci nu știu ce s-a întâmplat cu vacile astea. Dar au cam ieșit toate. Bun. Hai să ne luăm rapid perle chat și să mergem ne întâlnim cu Lucky Luke. Bă, dacă nu taci, mă arunc. Unde te arunci, mă? În fântână. Mamă, dar e... Mamă, chiar e destul de adâncă fântâna asta. Păi, pii în casă poate. Dar hai că nu mă mai aruncă, m-am mai aruncat azi odată și mai îmi place. Deci stai, mă, să mă culc și un pic. Că ia, stai așa că... Eu am ăsta, voi și tu poți să-i tari. Ia, uite cum am pus ăsta. Să mor eu. Stai așa un pic. Așa, deci, fii atent, Luca. Zi-mă, Dani, care-i faza? L-am luat pe Pink. E aici cu noi. E aici cu noi? Unde e cu noi? La el acasă, dar e cu noi în oraș. Ai înțeles? Am înțeles. Da, da, da. Deci ești pregătit? Ai tot ce trebuie, da? Poțiuni, tot, totem, tot. Absolut tot. Sunt pregătit să-l rupem. Fii atent, bine. Dani, că da. Eu sunt foarte serios pe chestia asta, pentru că nu știu dacă ai văzut și la mine acasă. Ai văzut și la mine ce acasă? Ce s-a întâmplat la tine acasă? E spart? Ce s-a întâmplat? N-ai văzut? Nu. Vai de capul meu ce la mine acasă, vină cu acea, Dani. Păi ce s-a întâmplat, mă, bă, dar tu ești pus rău cu tot serverul. Păi vină, vină cu... Nu știu, bă, ce se întâmplă, vină cu a... Dar roată ăștia, mă, la ochi rău, mă, mă bată, mă, bă, Luca. Ia stai așa, Dani, că am o problemă tehnică, 2 secunde. Dă-i acolo. Așa, gata. Ce stai așa un pic, că mă bat cu un d-asta. Unde-i? Opa, mamă. Căci. Hai că ți-am furat alea. Perlele. Hai că ți le dau dacă e. Uite și tu, Dani, dacă îmi spui tu ceva schimbat la casa asta, poți să îmi spui ceva schimbat la casa asta? Că mie parcă ultima oară, parcă era întreagă casa mea. Eu, uite, te invit înăuntru, nu știu ce părere ai de tot ce se întâmplă aici, dar parcă nu era așa casa mea, ce zici de asta? Custom tuning, stai să-i mai fac și eu aici. Ah, da, 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 sigur, sigur, sparge-o. Du-te, bă, de aici. Gat. Bun, deci îmi spui tu custom mie tuning. Că tu îmi garantezi mie că e ping la el acasă acum, da? Da, 100%, 1000%. Ia, hai, pe pod să vedem. Pe podul ăsta de... Păi pe ăsta, că de l-ai făcut tu frumos. Că hai, era bun că podul. Noi să fim sănătoși, păi uite că era poți bun să podul, până ți-ai băgat tu mă... Dai nevoie de pod. Tot merg mai repede ca păi vezi că mergi mai repede ca mine, exact. Tot merg mai repede ca deci tine. Deci te duci tu să vorbești cu el, cum facem, zi? Nu, stai mai aici. Intrăm amândoi când ai ajuns direct, acolo, ușa a intrat. Da, 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 da. Bine, stai așa, ha. Ești mâncat, ești tu, da? Ești pregătit? Eu sunt pregătit. Hai, îi dăm. Hai. Bun, hai că-s spate tău. Alo, Pink! Ce zici, ce mă, Pink? Ce faci, mă, Pink? Am văzut eu ceva la casa mea acolo, bă, tu... Ce-ai văzut, mă, Luca? Am venit cu un prieten zi aici, s-o dau cu tine. Hai, ce părere ai de mine asta? Aonde te duci, mă, Luca? Mă, ce faci, mă, Dani? Partea cu uite, ești! Uite, mă, distres tu, ce faci? Nu cred așa ceva. Am înțeles, Dani, ok. Mă, Luca, dar cât mai reziști, mă? Oh my God. Eu rezist, destul de mult. Dani, eu știu că tu parcă ai mai puține inimi. Așa știu eu de data trecută. Câte așa inimi? Că da, dacă, prin care dacă vreți să vă aliați pe mine, vă dau eu alianță. Oh my God! What? Bro! Doamne ferește! Oh my God! Vrei să o dăm? Vrei să o dăm? Vine, mă! Hai să o dăm! Dacă o dați amândoi pe... Dani, oh, pentru asta nu o să te uit. Asta. Doamne, cât te are! Am înțeles! Doamne, cât te are! Aha, ok! Oh my God! Ce, bă, mi-ai spart zidul! Bro! Da? Ok, Pink! Bă, dar cum ar trebui să câștig eu vreodată bătălia asta? Wow, cum v-ați aliat voi! Oh my God! Nu pot să cred ce face! Uite-te la... Wow. What? Bro! Vrei să o dați cu mine? Hai, fraierilor, hai! Deci a zis că vă aliați pe mine, am înțeles. Bro!
bro, nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. Are și per. Wow, nu mai are. Mamă, am dat-o pe perlă. Hai că am avut două, stai liniștit. Hai că... Bă, dar eu nu înțeleg cât a înghețit, mă, acolo și n-avea nimic, ești nebun? Mă, nu mai pune blocuri la mine acasă! Aha! Hai, Pink, ajută-mă! Dă-i. Bă, da, este literalmente imposibil, ești nebun? Cu voi chiar nu e posibil. Și tot ai viață, ești nebun? Ce căcat ai mâncat? Ia zi! Oh my Jesus Christ, man! N-am văzut așa ceva, Dani, și chiar ești fraier, că chiar îl dădeam pe Pink ușor. Împreună. Dacă vreți să jucăm așa, jucăm așa, nu-i problemă, eu n-am probleme. Bă, bă, mă, dă-te fire jos din Resistance, bă. Dă-te, mă, jos de acolo, mă, Luca, mă. Hai, Pink, că tu ai nevoie de oameni și tu nu mă bazi, nu vezi ce se întâmplă aici? Bă, dar cât rezi... Stați ușor! Stai ușor! Nu pot să cred ce nesimțit e cu alea, nu pot să cred. Băi, e real așa ceva. Deci n-ai cum, băi, și nici măcar un totem ne-am spart, ești nebun? Wow. Ok. Am înțeles situația, Dani, n-o să te uit pentru chestia asta. Niciodată nu mă uiți, și te luptă. Da, stai liniștit fără în mură, mă rupt eu, Pink. Da, uite, uite ce ți-a zis, a dat perle și a plecat, ești nebun. Stai acolo, ia, opa. Opa! Ce faci, mă, Dani, în noți? Mă bat cu tine, frate. Oh my god. Vai, mi-e rău. Jesus Christ. Mi-e rău, bă, Luca, dar cât fugi, bă? Hai să mă da, a dat o perlă la... i s-a dus un totem. Mamă, fix bă, tu poți să cred. Îi spargem armura, bă. Da, continuă. Are vreo jumate, cred. Hai, pincane! Dă-i. Da, stai că s-a venit cu 10 stack-uri de perle. Bă, ce s-a întâmplat, mă? Wow, a dat cu scheleți umblători. Aoleu, sunt și scheleții aia acolo acum. Bă, nu știu unde s-a dus. Uite-l. Bă, stai, nu e el, e o vacă aia. Bro! E grasă și am zis că e. Ai, că a plecat cu perla, nu pot să cred. Nu pot să cred că a fugit. Nu știu unde a... Deci chiar nu știu unde a dispărut. Păi nici eu. Bă, da, tu vezi, bă, cât ne ia, bă, sunt doi acasă, oameni. Da, e irea. Mă, ce s-a întâmplat, mă, cu casa ta? A ars. Ok, clasic. Bă, gen, ce a fost am asta? Fost, cam... am fost Elias Vlog, știi, și na, mi-am dat follow acasă. Deci, e efectiv imposibil să bați pe cineva, că poate tot timpul să plece cu 10 perle și nu mai ai ce să-i faci. Da, exact. Uite, am pierdut-o. Hai să mergem noi la casă, l-așteptăm. Da, știi ce? Ia, hai să-i furăm tot din chesturi. Sigur trebuie să vină acasă. Bă... Ia, hai, repede, ia, hai. Trebuie să vină frate acasă, eu nu mă las... Deci are armura aia stricată, de asta a plecat și nu se mai bate. Da, i-am spart casca, man. Gen... Wait, pe bune? Da, i-am spart casca. A dat-o jos? Nu, n-a dat-o, i s-a spart. Really? Da. Mamă, păi a mea e stricată nici la jumate. A mea, da, la fel. Mamă, înseamnă că i-am dat bine de tot. Bă, dar eu nu înțeleg, deci prima dată când a intrat nici nu mânca, nici nu nimic. Bă, și dădeam în el și nu mai pățea nimic, ești nebun? Da, păi da, are și 20 de inimi, omoră de tot. Bă, dar totuși, 20 de inimi, 20 de inimi. Ia, intră, găsește ceva interesant și o să îi dăm mesaj, zice, mai mănânci itemul ăla. Bă, eu mă uit după el, poate apare pe acasă, gen. Ia, poate e la el acasă, aici, jos. Nu cred. Ia. E aici? Nu văd nimic. Da, păi mi-a distrus, a ieșit prin zid la mine. Clasic, clasic. Da, nu știu dacă are ceva interesant aici. Da.
pus goale chesturile astea, ce facem ăsta? Păi cred că se mută, mu. Aaa, se mută probabil. Centru. Bă, dar e incredibil, bă, cât am putut să dau un erbă și n-am murit, bă, deci ireal. Dar mi se pare ireal că am dat și poțiune de aia și am dat în el. Tu ești sus? Exact. Ce faci? Da, sunt sus. Am băgat și strength, frate, bă, și nimic. Dar tu l-ai văzut mâncând ceva, mere sau alte chestii înainte? Da, mânca golden apple, de-ala enchantat cu noi, a băgat vreo 3 gen. Doamne, a consumat de-alea, eu nici n-am consumat. Ai, ai, ai. Să-i scriem pe chat să vedem dacă vine sau... Bă, nu știu ce să zic, nu știu dacă apare, zi, da. Zi, unde ești Lucky Luke, ia zi așa. Unde ești Lucky Luke? Păi înseamnă că, bă, ne trebuie și mai mulți oameni ca să batem pe unul. Da, jur, bă, e real. Păi, e real. Îmi place că a avut și pânze de păianjen, frate, gen, bă, omul meu s-a gândit la toate. Perle, pânze de păianjen. Fii atent, noi poțiuni, trebuie să mai mere. Facem... Deci, fii atent, mere, poțiuni, TNT-uri and cristale. Mamă, că uai, dacă punem de-alea pe jeci, le explodau, iară. What is this miserie de joc, dude? De ce plătește copacul ăsta? Ce miserie de joc, dude. Păi și noi ce facem acum? Like, efectiv, nu știm unde e. Exact. Și nu prea ai ce să faci, gen... O da, chiar n-ai cum... N-ai cum să-l... La tine? Nu cred că e la mine. Nu poate cred. E la mine acasă. Sau la tine acasă, poate. Poate caut... Mamă, dacă mi intră prin chesturi, mamă ce-l bat. Bă... Mamă, unde e? Mă duc să iau un Flint & Steel, îi dau foc la toată casa și... O distrug și pe a mea și plec, știi? Ca să nu mai aibă satisfacția. Dacă e la mine aici jos, să-l prindem, dar nu cred că e. Na, nu e aici. Na, hai la mine să vedem, poate, poate. Ia uite, bă, ține-o minte, Danny. Ai, ai, ai. Da, hai la mine să vedem dacă se e ceva, dar... Bă, înseamnă că ne trebuie un plan nou de bătaie, adică să luăm și noi mizerii de alea de... Foai, să vezi când o să vină Luca după mine acum, ești nebun. Păi e foarte simplu, gen, te deconectezi, lol. A, da, 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 și mă conectez când, gen... Da, 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 că e Luca pe server, nu mai joci. Nu, sau lași să ajungă la tine și după aia te deconectezi, ca așa să-i râzi în față. Sau așa, opa. Bă, ce se întâmplă mai aici la mine? Uite ce mi-a făcut ăsta. Ah, hai să scoatem astea pink. Da, mi-am murit și calul schelete, gen, cred că mi l-am omorât singur. Asta e. Erau câțiva pe acolo, dar cred că... Ai, uite, ia astea înapoi. Da, astea hai trebuie scoase. Dar să le iei cu silk, taciu, sau cu ce? Bă, nu știu, exemplu, mi se pare că poți să... De fapt, nu poți să le craftezi, cred că... Cred că le luai din Revine de ăla, gen... Păi, băi, numai în chesturi să le găsești? Nu poți să le iei cu... Cred că poți să le iei, mă, cu silk touch, nu? Cred că poți cu silk touch. Ia, well, habar, nu. Cred că merge cu silk touch, I guess. Mamă, păi înseamnă că o să-mi trebuiască și mie. Păi și ce facem acum? Că ăsta a plecat. Nu știu, hai să mergem să facem altceva, că n-a vrut. Cred că asta i s-a întâmplat. Deci a fugit de tot, știi de ce? Că cred că i s-a rupt casca, cum ai zis tu. Păi da, i s-a spart, gen. Și de-aia... Da, când poți să dormi în fața casei mele. Deci hai să-i scriem, stai să-i scriem, scriem pe chat, să întrebăm, ai mâncat casca aia, Luca? Ia stai așa. Așa, pleacă Buliu, pleacă Buliu. Asta vreau să văd, hai să zică ceva, vreau să-l văd cum să ftică puțin. Bă, fii atent. Eu zic să facem o chestie, dacă tot a fugit de noi, hai mă, hai mă să-i dăm foc la casă. Chesturile nu iart. Ok. Mi-am dat eu foc. Ok, ok. Mamă, o să ne urască oamenii pentru asta, dar oricum voia să se mute. Nu pot să cred. Bun, ai mai uite, mamă ce suferă. Mamă,
Bă, da, bă, ne înjură prea tare dacă îi dăm foc la mizeria deasupra. Oricum e mega, mega urâtă, ce zici? Să-i dăm foc sau nu? Păi asta, da, mă, îi dăm foc, dar nu mai am un flint and steel să-mi iau și eu, gen. Nu, da, lasă că dau foc odată și îți dau ție restul, și aia e. Ah, na, bun, ok, vamos. Mamă. Bun, hai la el acasă, că s-a terminat. Păi mi-a distrus mie pod. Nu pot să cred așa ceva. Oricum, casa... Ah. Așa, stai că m-am umplit un pic să poate vine. Mamă. Bă, deci casa mea oricum gen nu mă, chiar nu mă pasionează casa, aș putea să mă mut și cred că o să mă mut oricum. Păi, gen... So, dacă e să-mi distrugă și mie ceva, aia e, bro. Bă, așa. Și eu mă mut. Adică n-ai oameni place... doar de item-ul ăsta. Se oftică că am aliați. Păi așa funcționează în dragoste și în război, bro. În dragoste ai și aliați. Wait. Ok, ma, stai că mă bag pe aici. Mamă, a plecat Anaria aici, nebun. A plecat jihad, vere. Cred că s-a terminat cu youtuberii prietenoși. Arde tot. Mamă, ce urâtă e și cum arde. Auzi, hai să fugim să nu mai fie, poate nu mai rămâne, cum îi zice, așa, și când vine o vede și l-arzând. Hai sus aici, să ne uităm la ea. A, vrei să o vezi de acolo? Da. Ce să mai vezi, bă, că deja nu mai e. Ia stai. Mamă, Pink, uai. Ce face ăsta, m-a luat lavă, ce-a făcut? Cred că da. Da, a luat lavă într-o găleată. La mine acasă. Păzește casa, go. Stai, intrăm amândoi și stăm cu shift-ul înăuntru. Ok. Pe sigur vrea să vină. Știi care e partea proastă? Că el are poțiuni de fire resistance. Noi n-avem. Păi, am avut și eu una, dar... Dar câte poțiuni are, mă? Auzi, intră, stai cu shift și să ai niște blocuri la tine. Sau o găleată cu apă, două, trei găleți cu apă. Ce faci, mă, acolo? Ce e cu armura aia pe tine? Nu știu, ce e cu asta aici? Bă, dar tu ai pus în pădure. Nu pot să cred că ai pus în pădure. Bă, Luca! Luca! Opa! Da? Uite-te un pic în partea aia. Lasă, că uitați-vă voi pe partea asta dacă e. Bro... De astea faci, Luca, a? Pui măcar de veneai la casă. Am treabă cu casa ta, Pink, eu mă joc pe aici, ce treabă ai tu cu mine? Mamă, uite-te la ăsta, mă. Ia uite, frate, wow! Jos! Dă-te jos după copac! Jos că strici natura! Dă-te, da, bă, jos, bă! Dani, că tu ai stricat prietenia, nu natura. Nu e, na. Bă, Luca, ai uitat, mă, când ai venit să mă mori și tu aveai 20 de inimi, dar de fapt? Dar ce tot pui atâtea blocuri? Nu mai pune blocuri. Ce face un pisica asta aici, Pink? Ce ai cu pisica? Las-o. Bă! Hai, mai lavă. A, ce crezi că am venit doar cu una? Ai venit cu două sau cu câte? Oh my god. A, ce ai făcut, Pink? Te-ai blocat acolo? Nu pot să cred că a avut. Opa! Zi-mă, Luca, ți-aduce aminte când mă urmăști, tu aveai 20 de inimi? Lasă-mă, Dani, că te țin eu minte. Hai, mă, Luca, ți-aduce aminte? Păi și acum unde fugi iară, bă, Luca? Măcar de stai să mori ca un bărbat. Lasă-mă, Pincă, eu sunt bun la alergat. Auzi, dar casa aia de lemn oricum nu mai voiai, nu? Mamă, dar ce primire! Oh! Am înțeles. Stai că și-a mai pus unul. Păi am de toate aici. Na, mă, ce face? N-ai ce face cu oamenii ăștia. Predă-te și promitem că-ți lăsăm armura și să-ți o iei înapoi. Atât. Lasă-mă, omoară-mă așa că eu sunt un bărbat. E barbar, da, da. Bă. Eu nu vreau să-ți iau armura, Luca. Băi, Luchi, uite, bă, cât fuge, bă, Luca, bă, e real. N-ai, mă, cum așa ceva. Mamă, și are o grămadă de cowboy-uri de-astea, deci... Chiar bă, Luca! Multe. Da, mă, Dani! Ce fac în casă, mă? Ce fac, mă, Dani? Uite bine.
Am înțeles și cu tine. A, tu n-ai Feather Falling, nu? Nici cu tine. Tu n-ai Feather Falling, mă, Luca. Oală. Hai că n-am. Păi n-ai de unde. Tai. Da. Famos! Mamă! N-am avut ce uite, face. Dani, Dani, câte inimi ai? Hai, vamos. Dani! Fă-ți, fă-ți, Dan Blau, hai! Hai. Na! Da. Suuuu! Ce urmează să faceți? Îmi luați toate itemele sau ce faceți? Ziceți! Da! Eu te-am omorât odată, mie mi-e de ajuns, Luca. Dani, ia inima! Ia de unde venea? Stai, stai, nu mi-o dă inima. Ia Ender chest-urile, Luca, ai noroc că suntem miloși. Un kill de fiecare. Aha, am înțeles. Și altceva? E. Mai vrei ceva de la mine? Mai mănânci ăla cu silk touch. Mă, ia ce vrei, Pink. Știi ceva? Ia ce vrei. Că eu nu te-am văzut să vii 1v1. Pentru mine eu am câștigat. Da, pentru tine ai câștigat. Sunt total de acord. Deci asta tine. A fost tot, nu? Bă, Luca, da. Fii atent. Eu am doar o vorbă să zic. Uită-te în ochii mei și cu mine. Cu mine, de când mine, ai, de momentul în care ai venit cu 20 de inimi să te bați cu mine și am avut 10, te-ai pierdut mai minte absolut când ți-am dat, orice în mai ții minte când ți-am dat inima înapoi? Stai liniștit, Dani. Păi așa și eu am făcut tot ce mi-a stat mie în puteri ca să-mi iau inima. Tu mi-ai mai luat acum o inimă, da? Să ține minte asta. Lasă, Dani, exact. Stai liniștit. Bă, da, ia-ți, mamă, câte mere de-astea aveai, mă? Uite, ia de aici. Aha. Dar capul e bol, al păstrezi. Am înțeles. Și vezi armura e acolo în apă, du-te și ia-o. Bine, mă, Pink, bine. Hai că e în apă dacă e. E fix acolo, uite-o, unde e fix acolo. Ia. Ah, da, chiar e, chiar e, chiar e. După bloc. Când zic, mă, Luca. Bine, mă, lasă că o să o dăm noi din nou la... O dăm noi. Da, așteptăm să să-ți vină, Luca, așteptăm să-ți vină aliatul, Luca. N-ai învățat din istorie că războaiele se poartă cu aliați, nu te mai plânge. Ping, las-o așa că tu ai aliat tot serverul, nu mai suntem exact, aici aliat. Exact, toată lumea împotriva ta. Nu există nimeni asta aici. Doar pentru că mi-ai stricat podul. Dacă refaci podul, legăm prietenia înapoi. Păi stai, lasă, mă, că nu-i bine, mă, că nu i-am dat fola. Pune și repară podul. Mă duc și o să mă întorc mai puternic ca niciodată. Okay. Păi să nu te nești până atunci, Luca. L-a făcut bine că a intrat în apă, mă, că el nu mai avea... Mamă! El nu mai avea armură cu Tap Strider, știi? Și îl ajungeam în apă. Exact, exact. Și-a murit. Și aici i-am prins eu o săgeată, gen, și aia a fost. I-ai dat-o. I-am prins săgeată, i-ai dat un hit și aia a fost. Mamă, victorie, bă, Ping, bă, deci genial. Ia de aici cowboy burla astea, că astea sunt foarte bune. A gândit-o foarte bine. E aici jumate din ele. Dacă n-a venit, dacă n-am alergat, bă, m-a sturat, bă, am slăbit 30 de kile, frate, ești nebun. Hai la tine acasă să mai schimbăm două vorbe, că ne-a... Hai, să vedem ce facem. Oh, mă, da, eu am casca plină, dar ce experiență am făcut eu de mi s-a reparat atât de tare? Numai cât i-am... Eu am armura aproape jumate spartă, aproape. Eu i-am luat XP-ul lui Luca, mă, de asta s-a reparat atât de tare. Da, dar să știi, că, să știi că vreau să zic o chestie, eu nu o să pun torn pe armură. Pentru că mi se zici? Pare că... Mi se pare că eu chiar dacă primesc damage de la el când el are torn, gen, mie cred că nu mi se distruge armura. Nu știu de ce presimt asta. Aia. Pentru că eu am dat în el și foarte puțin mi s-a distrus din armură. Deci gen, lui, da, și lui s-a spart. Mi s-a părut, dar eram și doi, dar uite, eu când aveam undeva pe la vreo 70% din armură, el și-a dat casca jos sau i s-a spart. Știi? Și adică, teoretic, păi nu cred eu că trebuia și-a dat să fiu la jos. Jumate și el la jumate, și el la aproape distrusă, știi? Da. Dacă era și-a dat... Nu știu ce să zic, în orice caz, victorie, campioni. Victorie, astăzi e o zi de victorie. Mamă, și i-am luat și târnăcopul cu silk touch. Deci am tras pe dreapta târnăcopul, ce i-am luat? Târnăcopul și cowboy-urile astea. Dar i-am lăsat armura și alte chestii, că puteam să fim nesimțiți. Păi nu, că dacă suntem nesimțiți, gen după aia... Adică nu de altă, dar nu mai joacă deloc săracul și n-are sens. Da. Apropo, ar trebui să-ți iei tot ce ți-e important din chesturile astea, să ascunzi în end chest și gen... Cred că nu o să mai fie la fel mâine aici casa ta și nici casa mea, cred. Nu mă deranjează atât de tare, I guess.
Adică... Bă, da, nici pe mine, numai că mai am unele chestii prin chesturi, știi? Parcă aș vrea să nu le pierd pe toate. Da, o să mă uit să văd ce am pe aici mai de valoare, așa, dacă am ceva. Valoare de aia mare, mare. Uite, mai am niște cărți pe aici, chestii, da. O să golesc eu pe aici și... Păi și eu mă duc, dar mă duc să-mi ascund... Mi-ascund chesturile în pământ, că n-are de unde să știe unde sunt. Ascund în pământ undeva. Aie. Da, exact. Hai că mă duc să mut din chesturi, să le ascund și... Bă, dar tu n-ai mai scos cadoul lui lectură de aici? Ba da. Ok. Hai. Bine, hai, ne auzim prin care te contactez. O să te contactez, facem întrebările alea, să nu uiți. Ah, da, întrebările, da, școala de șoferi. Aha. Oameni faini, sper că v-a plăcut videoclipul ăsta. A fost un videoclip incendiar de low life. Am reușit să-l omorâm pe Luca, eu cu Pink. Și absolut superb. În următorul videoclip nu știu ce o să facem, dar cel mai probabil off camera o să mut eu toate cuferele astea, gen, și văd pe unde le transport și așa. Că e jale, băi, e jale de rău de tot. Dacă vine Luca și mi-a chestii de pe aici, e nasol rău de tot. Sper că v-a plăcut, lăsați acolo un mare, mare like. Lăsați un follow pe Instagram, Dani.vt. Să nu uitați de cele mai fresh jocuri pe K4Games. Codul DaniBH vă oferă 10% reducere. Iar până data viitoare, să ne auzi cu bine la următorul videoclip. Bye bye.